Nu de puține ori s-a întâmplat să fiți martorii unui eveniment, iar o persoană să aibă nevoie de ajutor. Unii trec nepăsători, alții sună la 112. Primul lucru pe care îl facem, verificăm starea de conștiință, da? Verificăm dacă răspunde. În cazul în care ea este conștientă, ne poate da un răspuns. Da, mă doare pieptul sau schițează ceva, face un gest, da? Noi atunci ne dăm seama că s-a întâmplat ceva cu victima noastră și putem să sunăm după ajutor. Apropiați-vă de victimă doar după ce vă asigurați că nu vă puneți viața în pericol. Inspir normal, nu mai mult decât normal, inspir normal. Mi-am apropiat gura de gura victimei, o etanșez, da? Și suflu ca într-o respirație normală. După care mă ridic, am văzut că toracele victimei s-au ridicat, da? M-am ridicat, las toracele să revină la poziție normală, inspir din nou, fac cea de-a doua insuflație. Chemați ajutoare, sunați la 112 și încercați până când vin medicii să-i acordați primul ajutor victimei. Timpul compresiilor și decompresiilor să fie egale. În acest timp cât noi facem compresii, mâna noastră să nu piardă contactul cu toracele victimei. De ce am zis timpul compresiilor și decompresiilor să fie egal? Astfel încât inima mea să se poată umple cu sânge, ca eu în timpul compresiei acel sânge să-l împing spre periferie, spre organele vitale. Elevii au ascultat cu atenție și chiar au învățat pe un manechin cum să acorde primul ajutor.